Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Reporter de gardă este un produs media realizat în colaborare cu Asociația VIP a jurnaliștilor independenți din Republica Moldova. Astăzi, la Reporter de gardă, aflați câți bani au fost alocați pentru a face mai transparente procesele de judecată din instanțele de drept din Republica Moldova, din ce cauză holurile judecătoriei Hâncești au devenit pustii, ce fel de dosare ajung în instanțele superioare, fiind însoțite de discuri sigilate, cât de mult îi disciplinează pe judecători, procurori și pe avocați procedurile de înregistrare audio a proceselor de judecată și din ce cauză, în mai multe instanțe, judecătorii preferă stiloul în locul microfonului audio. Pentru că aici se ating în ședința, deci sunt și cauze privire la mandatul de arest, unde persoanele nu sunt nici condamnate, ele se debeau vinuite, dar... Cu aceste excepții la arestul, dați-ne voie deci, să da, eu doar vă rămâne, doar la pronunțare, asta e tot. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Acum 3 ani, toate instanțele de judecată din Republica Moldova au fost dotate cu echipament special pentru înregistrarea audio a ședințelor judiciare. Deși au fost cheltuiți mai bine de $260.000 pentru acest sistem, în majoritatea instanțelor el nu funcționează deocamdată, magistrații invocând diverse motive. În scopul asigurării transparenței actului de justiție, în scopul realizării unor procese de judecată cât mai echitabile, pentru sporirea preciziei înregistrării informației din timpul proceselor de judecată și pentru eliminarea perceperii privind conduita și comunicarea inadecvată în instanțele de drept, în anul 2009, cu suportul financiar al programului pentru buna guvernare, finanțat de Fondul Provocările Mileniumului și administrat de USAID, toate sălile de judecată din Republica Moldova au fost dotate cu seturi de înregistrare audio digitală, microfon, computer, programe speciale, toate licențiate. Grigore Șișcanu, președintele judecătoriei Nisporeni, este convins că înregistrările audio disciplinează părțile în proces. Prima ședință a fost cu emoții, ne mai bâlbâiem, ne mai asta, nu, mă rog, ca orice lucru început de la bun început. Este o retrăială, este. Adică cine are răspunde. Dar eu vă spun încă o dată că înregistrarea audio disciplinează foarte mult pe toți participanții la proces. Nici părțile în proces nu își permit. Dar cel mai mult, eu vă spun, disciplinează judecătorii, avocați și domnii procurori. Și noi pe parcursul, dar nu numai pe parcursul de când mergem înregistrări, nu avem nicio plângere referitor la comportamentul judecătorilor în procesul de judecată. Deoarece implementarea acestei practici a adus rezultate vizibile în activitatea instanței, în acest context fiind vorba și despre lipsa reclamațiilor cetățenilor, la judecătoria Nisporeni a mai fost utilată o sală în care procesele vor fi înregistrate în regim audio, doar că mai lipsesc fondurile necesare pentru lansarea acesteia. Am avut probleme, având în vedere, deci... condițiile, în primul rând, că sunt 3 săli, încărcătura la un judecător, pentru că am spus că este puțin mai mare decât media pe Republică, și, bineînțeles, al treilea factor, asta este dorința judecătorilor. Având posibilități și ne valorificând aceste programe, bineînțeles că este un păcat. Au investit bani, aceasta face parte din reforma justiției. Cred că noi trebuie să facem acest lucru. Această opinie a lui Grigore Șișcanu este completată și argumentată de avocatul Vasile Anastas și el din Nisporeni, care spune că procesul de înregistrare audio a ședințelor de judecată face mai transparent întregul act al justiției. Am activat și până la efectuarea înregistrărilor în cadrul ședințelor de judecată și după. Vreau să vă spun că este un lucru bun, este un lucru folositor. Nu mai pot fi contestate anumite cuvinte, anumite declarații a unor persoane. În caz de necesitate se ridică înregistrările, se audiază. Clienții ce zic? Câteodată vin și zic să înregistrează.
client. Microfon, că e mai așa. Nu, nu, nicio problemă, nu sunt deranjați. Microfonul este pe masă și este ca un obiect uzual a mobilii și nici nu se mai percepe ca atare ca ceva care deranjează. Punctul mai prost a momentul înregistrărilor date sunt faptul că durează mult mai mult ședințele de judecată. De exemplu, pentru niște judecătorii unde sunt dosare mai puține, este mai ușor, însă pentru judecătoriile, de exemplu, de orașele mari din Chișinău, nu cred că este real la moment efectuarea astfel de înregistrări. Ca și în curțile de apel, unde sunt extraordinar de multe dosare și în cazul înregistrărilor și durata judecăților va fi extraordinar de mare, va crește 2-3 ori. Opiniile avocatului Victor Nastas coincid cu cele ale mai multor reprezentanți ai Breslei. Din februarie 2009, odată cu modificarea legislației, înregistrarea audio a ședințelor de judecată a devenit legală, iar de la începutul anului 2012, obligatorie. Înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată se utilizează pentru verificarea corectitudinii și plenitudinii proceselor verbale scrise a ședințelor de judecată, pentru reproducerea înregistrărilor și eliberarea copiilor de pe acestea participanților la proces, contra unei plăți stabilite de guvern, se spune în regulamentul aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. Din octombrie 2009, la Curtea de Apel Cahul, microfoanele din sălile de judecată nu mai sunt un decor, cum se întâmplă în multe alte instanțe, ci înregistrează tot ce se discută în cadrul ședințelor de judecată. Din momentul deschiderii ședinței de judecată, după ce judecătorul notifică despre înregistrarea audio, grefierul, care este persoana responsabilă de această procedură, pornește programul care înscrie tot ce se întâmplă până în momentul încheierii ședinței. Contra unei sume de bani, guvernul a stabilit o taxă de 20 de lei, părțile pe dosar pot solicita o copie a înregistrării. Curtea de Apel Cahul este una din cele 12 judecătorii care folosesc constant programul FEMIDA. Ele reprezintă doar 23% din totalul instanțelor. Altele 9 utilizează sporadic acest sistem, iar cele mai multe, 32 la număr, care reprezintă 60%, nu înregistrează deloc ședințele de judecată. Cel puțin asta reiese dintr-un raport al Consiliului Superior al Magistraturii privind rezultatele evaluării implementării sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată din instanțele judecătoriești din Republica Moldova, realizat în iulie curent. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. La judecătoria Strășeni situația a evoluat în bine, deși justițiarii au acceptat cu greu procedura de imprimare audio a ședințelor de judecată. Judecătorul Mihai Gavriliță spune că implementarea înregistrării audio a fost una stresantă pentru judecători, pentru grefiere, pentru avocați, iar uneori și pentru părțile din dosare. N-am înregistrat deloc, anul trecut, fiindcă era, poate și la noi era bariera asta psihologică, să vă spun cinstit, nu avem încredere. Și apoi grefierile, fluxul cam mărișor, vine și lucrează 2-3 luni, jumătate de an, se eliberează. Justițiabilul încă nu-i pregătit pentru înregistrare. Există factorul subiectiv, factorul psihologic, când persoana, martorul, partea vătămată, el și așa câteodată e înfricoșat să teme că ceea ce ar spune el este cunoscut pentru un număr larg de ascultători așa, sau de persoane care asistă la examinarea cauzei, dar încă când el mai înțelege și vede că se înregistrează ceea ce vorbește el, câteodată e greu, suntem nevoiți să trecem la o audiere fără a fi înregistrat. Adică barierul este psihologic, încă nu e trecut. Judecătorul Gavriliță crede că înregistrarea este defectuoasă deoarece mai mulți angajați nu au abilități tehnice și că, de fapt, procedura se dublează. Or, în dosar, este obligatoriu să fie inclus și procesul verbal al ședinții, nu doar CD-ul cu înregistrare audio. Judecătoria Strășeni este implementată programa de înregistrare video-audio, este executată proporție de 70-80%. Nu de atât că nu dorim să înregistrăm 100% sau că
grefierii nu sunt competenți. De atâta că, în primul rând, încărcătura e foarte mare în judecată și dacă strict să urmăm procedura de înregistrare, fizic nu dovedim. Ar trebui dosarul parvenit în luna ianuarie în judecată să-l examinăm în decembrie, ianuarie anul viitor. Nu putem să examinăm toate dosarele în sală, ca ele să poate fi înregistrate. De atâta ne stăruim dosarele mai complicate, dosarele penale 100%, se examinează în sel. Pe unii locuri e un lucru dublu, se face un lucru dublu. Toate că se anexează, CD-ul se anexează la dosar. Dar noi, da, îl citim, dar alții nu prea au acces la dânsul. Nu prea au acces, fiindcă așa e prevăzut programa, așa că tot la calculatoarele noastre putem să le citim. Motivele neutilizării sistemului FEMIDA invocate de judecători și făcute publice în raportul Consiliului Superior al Magistraturii sunt diverse, începând cu nedorința conducerii instanței de a utiliza sistemul, deficiențele tehnice care fac imposibilă utilizarea echipamentului, insuficiența echipamentului de înregistrare audio și a sălilor de judecată pentru înregistrarea tuturor ședințelor, dar și lipsa unei instruiri permanente a grefierilor, în special a celor care abia și-au început activitatea în această postură. Vicedirectorul Departamentului de Administrare Judecătorească a Ministerului Justiției, Constantin Bragoi, afirmă că judecătorii vor trebui să se conformeze, chiar dacă multora nu le este ușor. Undeva, într-adevăr, lucrurile se dublează. Ar trebui să vină o zi în care factorii de decizie să zică bun, nu mai facem înregistrările pe hârtie, le avem în format electronic și astea sunt tot. Și atunci, o bună parte din lucru dublu care se face acum nu s-ar mai face. Chiar din aceleași instanță mi s-a spus că chiar și lucru dublu care este acum ușurează în general lucrul judecătorului sau în general în instanță. Altă problemă este în instanță ierarhică, este foarte complicat să asculți. Este simplu să iei un document și să-l citești ca să-ți închipui ce s-a petrecut în instanța inferioară. Și este mai complicat să auzi două ore declarațiile încurcate ale unui martor ca să-ți faci un tablou și să-ți închipui ce s-a întâmplat acolo. Soluția la asta este iarăși în acel proces verbal care urmează să fie distribuit pe minute. Spre exemplu, minutul 51, martorul cutare declarat cutare, minutul 40 ceva, judecătorul a anunțat o pauză și urmează altă ședință, în ședința de... Deci și atunci judecătorul ia și foarte simplu poate verifica la general ce s-a zis și a audia în cazul în care are anumite incertitudini în privința unor declarații. Toate astea ar facilita înregistrarea audio și ar atinge scopurile înregistrării audio ca proces. Constantin Bragoi identifică încă o problemă la care cei care promovează ideea implementării înregistrărilor audio a ședințelor de judecată ar trebui să se gândească. Înregistrarea audio. Un modul simplu la maxim. Apeși un buton și înregistrează tot ce se vorbește într-o ședință de judecată, indiferent cine n-ar spune, într-o sală de judecată, evident. Important este că au fost dotate doar sălile de judecată cu utilajul de înregistrare audio. Scopul era ordonarea procesului, transparentizarea procesului de justiție. Constantin Bragoi amintește că în statele europene, înregistrările audio nu doar facilitează activitatea echidistantă și profesionistă a justiției, dar și protejează judecătorii de eventuale acuzații. În statele europene, apropo, este un mecanism foarte puternic de apărare a judecătorului. Deci, din moment ce ai înregistrare audio, nu mai poți invoca că judecătorul s-a purtat cumva, a avut un comportament inadecvat și așa mai departe. Spre exemplu, dacă e să ne referim tot la instanțele din municipiul Chișinău, Curtea de Apel Chișinău nu a fost la fel dotată cu utilajul suficient, însă și cel care a fost dotat tot nu se utilizează cu regret. Acest sistem de apărare a început a funcționa și în Republica Moldova. Astfel, magistrații care își fac munca responsabil pot demonstra oricând acest lucru, atunci când ședințele sunt înregistrate pe suport audio. Într-o situație mai dificilă sunt însă cetățenii, părți pe dosare, atunci când încearcă să se apere, invocând că au devenit victime ale unor procese judiciare tendențioase, corupte sau cumpărate. Constantin Bragoi explică. Cetățenii, de altfel, sunt foarte activi și asta este minunat. Foarte de multe ori cer explicații de ce nu a fost înregistrată ședința sau cum explicați că nu a fost înregistrată ședința respectivă. Urmează să-mi asigurați înregistrarea și prin asta pun și judecătorii într-o situație în care trebuie să conforme normei legale.
Astăzi, la Reporter de Gardă, aflați câți bani au fost alocați pentru a face mai transparente procesele de judecată din instanțele de drept din Republica Moldova, din ce cauză holurile judecătoriei Hâncești au devenit pustii, ce fel de dosare ajung în instanțele superioare, fiind însoțite de discuri sigilate, cât de mult îi disciplinează pe judecători, procurori și pe avocați procedurile de înregistrare audio a proceselor de judecată și din ce cauză, în mai multe instanțe, judecătorii preferă stiloul în locul microfonului audio. Reporter de gardă. Analize și investigații la Radio Moldova. La judecătoria Hâncești, 3 săli de judecată au fost echipate pentru înregistrare audio. Ulterior, au fost modificate birourile și au mai făcut o sală de ședințe pentru care au procurat setul de echipament necesar din resursele judecătoriei. Acum un an, aici erau înregistrate doar ședințele în dosare penale. Acum sunt înregistrate pe suport audio absolut toate ședințele. Nu spune nimic că e ușor. Deloc nu e ușor. Dar nu e imposibil. Dar nu e imposibil, într-adevăr. Trebuie tot să înțeleagă că pentru viitor asta ar fi un lucru minunat. Acum, chiar ca să fiu sinceră, judecătorii nu prea agrează sistemul respectiv, fiindcă atunci trebuie să fie perfect. Judecătorul trebuie să respecte întocmai procedura. Dacă ați observat la noi în holuri, practic nu sunt oameni. Adică omul a fost citat la vremea cuvenită, el e preîntâmpinat că trebuie să fie exact la timp, vine la vreme, e primit la vreme și oamenii nu stau, nu așteaptă cu orele. Adică se examinează și pleacă. Holurile sunt libere. Asta este un lucru mare. Cred că și oamenii încep să înțeleagă că se lucrează în justiție. Președinta de atunci a judecătoriei Hâncești, Nina Rusu, susține că, de fapt, nu au existat probleme în implementarea acestui sistem. Noi am făcut economii la salariu, dacă vreți, știți că n-am fost completul de judecători. Noi n-am lucrat, am lucrat în loc de 9 judecători, 6 și din rezervele la salariu am procurat și am dotat cu instrumentariu o sală destul de bine echipată. Va veni vremea când vor lucra toate instituțiile, toate instanțele în modul respectiv și atunci o să fie necesar doar programul electronic și formatul electronic. Nu o să ne mai chinuim cu hârtiile. Și atunci o să fie mult mai ușor. Acum mai greu, dar pentru viitor o să fie mult mai ușor examinarea. Atâta timp cât noi, ca instanță, putem trimite oricare dosar, în oricare moment, în format electronic, la instanța superioară, să zicem, la curtea de apel. Noi o putem trimite chiar astăzi. Să începem de la asta că trebuie să fii specialiști. Dotat specialiști care să cunoască. Noi am format o echipă. Echipa a înțeles ce are de făcut. Președintele a fost foarte insistent în acest sens și lucrăm. După cum vedem, lucrăm și avem succes. Chiar îmi pare bine că succesele noastre sunt recunoscute și chiar de experții internaționali. De altfel, toate cele 12 instanțe exemplare la utilizarea programului FEMIDA sunt din afara Chișinăului, la Ungheni, Rezina, Nisporeni, Glodeni, Criuleni, Comrat, Bălți, Râbnița, niciuna la Chișinău. Xenofonul Ianovski, vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, explică motivele din care, în opinia sa, în special în cadrul dosarelor penale, este interzisă înregistrarea și filmarea proceselor. Persoana vine cu camera de luat vederi, cu telefonul să filmeze și așa mai departe, așa? În penal, noi deseori interzicem. De ce? Pentru că în penal noi avem, mai ales în cazul examinării mandatelor de arest și așa mai departe, avem persoane care de-abia se învinuiesc. Deci este principiul prezumției nevinovăției. Și el dacă vine, el filmează pe toți, pe cei care se învinuiesc, pe cei care sunt condamnați, pe cei care sunt martori sau vin pur și simplu. Da, unele ședințe sunt publice, însă deci trebuie să fie protejate și interesele, viața personală a fiecărei persoane. Și respectarea principiului prezumției nevinovăției. Pronunțarea sentințelor tot timpul este publică, așa că în majoritatea practică absolută a cazurilor, noi permitem deci înregistrarea în cazul pronunțării unei concrete sentințe și așa mai departe. Teoretic, aș spune eu, este posibil înregistrarea, dar pentru a putea efectua această înregistrare, practic, se cere foarte mult timp și maxim ar putea fi înregistrate 4, 5, 6 dosare pe zi. La timpul de față, noi nu putem să ne permitem așa ceva, deoarece avem foarte multe dosare în gestiune și dacă vom examina 3, 4, 5 dosare pe zi în colegiu, atunci vă închipuiți dumneavoastră, deci termenii vor fi încălcați oricare termen rezonabil de examinare a unei cauze în ședințele de apel. Reporter de gardă.
Analize și investigații la Radio Moldova. Cetățenii încearcă să înregistreze singuri ședințele de judecată pentru a asigura transparența procesului, dar, cel mai frecvent, se ciocnesc de refuzul completului de judecată, deși, oficial, legea le permite acest lucru. Constatând că mai multe săli de judecată sunt dotate cu tehnică de înregistrare a ședințelor, jurnalistul și activistul Oleg Brega a solicitat, dar fără rezultat, respectarea dreptului său de a înregistra ședințele în care este implicat. De obicei, i s-a refuzat. Brega consideră că astfel, în Republica Moldova, sunt încălcate drepturile omului. Cum, în astfel de circumstanțe, sunt luate deciziile? Se întreabă Oleg Brega. Raniu e că sălile sunt dotate cu tehnică. Peste tot scrie că fonduri americane, USAID, au primit calculatoare, au primit microfoane, dar toate sunt jos, la picioarele lor. Asta arată reaua intenția autorităților, a judecătorilor, pentru că din momentul în care nu duci proces verbal, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție, nu fac niciun proces verbal. Ei nu au grefieră care să noteze cine și ce a spus. Iar la final se iau decizii. Cum se iau aceste decizii? Registrare pe audio nu se face, pe video nu se face, proces verbal nu se face. Cum iau ei decizii? Foarte des când suntem solicitați de oameni, suntem invitați în instanța de judecată, indiferent de ce nivel, fie că e judecătorie de sector, fie curte de apel, fie curtea supremă, peste tot, imediat cum începi să filmezi, judecătorul face abstracție de litera legii, care spune că procesele publice, dacă oamenii pot asista, în mod normal pot vedea, dacă omul pot vedea, de ce n-ar putea și înregistra. Cum vede camera imediat, prima reacție a judecătorilor îi spune că nu ai voie să filmezi, la urmă mai spune decât la final. Și când menționezi interesul cetățeanului, interesul public pentru acel proces, judecătorii spun că nu, oricum se respinge. Și atunci fac solicitare, vă rog să faceți o încheiere argumentată juridic ca să o pot ataca. Și în majoritatea cazurilor nu se face nicio încheiere contrar prevederilor legale. Nichifor Corochi, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, consideră că pentru a face să funcționeze pe deplin înregistrarea audio în toate instanțele este nevoie, în cel mai bun caz, de vreo 5-6 ani. Fără de rău, avem instanțe care nu utilizează programa din diferite motive. Una ar fi lipsa de săli și de utilaj, alta ar fi, să spunem, nedorință și nepregătire din aspectul de utilizare a programului din partea personalului instanțelor de judecată, ar mai fi și programe de funcționare. Deci este vorba că avem probleme de eficiență tehnică care nu permit ca să facem calitativ toate înregistrările. Nu este acea situație în care trebuie să grăbim niște procese care sunt așteptate într-un anumit timp. Deci probabil că o să dureze. Eu chiar nu sunt gata să spun cât va dura un an sau doi, dar acum chiar în limite de spații de săli de ședință, în limite de utilaj care dispunem, deci nu este posibil de a face înregistrări. Probabil că vom utiliza o nouă metodă de înregistrare, ce ține de utilizare dictofonilor. Frații Oleg și Ghenadie Brega dețin numeroase probe video din care se vede clar cum judecătorii interzic imprimare și filmarea proceselor de judecată, iar dacă solicitanții argumentează că acest fapt asigură transparența și echidistanța acestora. Ei cred că judecătorii se opun deoarece uneori iau decizii arbitrare sau chiar dictate de implicarea lor în acte de corupție. Brega mai afirmă că refuzul unor magistrați de a înregistra procesele de judecată devine deseori subiect de discuție la CEDO, cauzând condamnarea Republicii Moldova în mai multe dosare. Și am cerut în instanță posibilitatea de a filma. Că am zis că atunci când eram agresat, eram jurnalist cu acte în regulă. Deci azi vreau să filmez. Nu, se interzice. Deci judecătorul îmi interzice să asigur transparența în dosarul meu. Eu cred că dosarul meu e de interes public. Pot să difuzez public numai interdicția de a filma. Asta mi se pare nedemocratic, netransparent și mai ales planează suspiciunea că judecătorii iau decizii după ureche, că argumentarea lor juridică e cel mai des necalificată. Nu întâmplător la CEDO suntem printre primele țări care pierd dosare. E în mare parte datorită judecătorilor care, iată, s-au baricadat aici. Am avut surpriză într-un caz, tot așa la Curtea de Apel, deja la pronunțarea deciziilor. Judecătorii stau vreo 2 ceasuri cu mai multe dosare, după asta se retrag, stau jumătate de ceas în deliberare. Eu nu știu ce mai ține ei minte de ce s-a întâmplat la primul, la al doilea dosar. În orice caz iau decizii și când se întorc completul de 3 judecători, fiecare are câte vreo 8-10 procese și deschide și începe a citi. Am deschis camera și am început să filmez. M-a lăsat primele 3-4 decizii și după asta îl oprește și zice: stai un pic, domnul Brega, dar care vă interesează? Care dosar vă interesează? Zic: toate. Nu, nu ai voie să filmezi. Deci pronunțarea deciziilor devine cumva un secret de breaslă. Asta mi se pare inadmisibil pentru că judecătorii și așa nu au muncă transparentă.
Avocata Natalia Moloșac susține că are o experiență extrem de tristă în acest sens. Deși a reprezentat mai mulți cetățeni în procese de judecată care aveau loc în săli dotate cu sisteme de înregistrare, Moloșac s-a confruntat cu refuzul mai multor magistrați la cererea sa de a înregistra integral ședințele de judecată. În procesele verbale, scrise manual, pe hârtie, deseori se produce trunchierea mesajului. Uneori și părțile pe dosar nu își pot formula și exprima laconic argumentele, deoarece mereu sunt întrerupte de grefiere sau chiar de judecători, solicitându-li se repetarea mesajelor. Partea vătămată, fiind și așa în stare de șoc și retrăia în timpul audierii, grefiera o întrerupea și mai repetați odată, mai spuneți odată ce ați avut în vedere, mai concretizați data, mai concretizați locul. Și am fost indignată de faptul că și judecătorul, începem de la început, adică omul și expune durerea și trauma prin care a trecut și el trebuie să... Nu grefierul sau instanța retrăiește pentru plenitudinea procesului verbal fără să deranjeze partea în proces care dă declarații. Trebuia să retrăiască partea vătămată ca să fie înregistrat tot așa cum spune, adică să nu fie scăpat nimic. S-a întocmit chiar și o încheiere de către judecătorul, care președintele ședinței de judecată, în care s-a explicat că instanța este îngrijorată în cazul în care partea apărării va efectua înregistrările audio a ședinței de judecată, va fi încălcat procesul contradictoriu, adică ni se va da părții apărării mai multe drepturi decât părții acuzării. Încă în 2009, prin lege au fost modificat articolul 336 din Codul de Procedură Penală, eu vorbesc de procesul penal deoarece mai mult particip în procesul penal, au fost modificări, deci în acest articol au fost introduse modalitatea și procedura din înregistrările audio și plus la aceasta s-a indicat asupra faptului că în cazul înregistrărilor audio se asigură plenitudinea procesului verbal, care mai apoi este folosit de către grefier pentru a întocmi un proces verbal mai aproape de, sau chiar așa cum a fost ședința, adică nu se scrie și apoi se vede că nu s-a scris ce ce s-a vorbit, nu se scrie ceea ce a fost, dar nu știu de ce, adică în buchea legii nu prea aș spune că prin înregistrările audio se încalcă procesul contradictoriu, adică nu am fost de acord. Al doilea motiv indicat în instanța a doua a fost că judecătoria nu dispune de sistem pentru a înregistra audio sau dispune, dar nu este funcțional. Și cu toate că președintele ședinții ar dori foarte mult să se înregistreze audio ședințele de judecată pentru a ne arăta pe urmă nouă avocaților ce spunem și cum spunem. Cererea a fost respinsă, ne permite să înregistrăm începutul ședinței și pronunțarea sentinței, adică cum ar fi niște jurnaliști care participăm și noi la ședință cu forțele proprii, da. Cum sunt utilizați cei 260.000 de dolari alocați de instituțiile internaționale pentru implementarea programului FEMIDA? Cine și de ce se opune dezvăluirii erorilor judiciare? Este sau nu posibilă o reformă eficientă a justiției în lipsa unei transparențe autentice a proceselor de judecată? La judecătorie de sector, la Buiucani, un judecător a zis că noi astăzi o să facem testare. Și cu testarea aia a rămas. Eu nu înțeleg de ce instanțele și judecătorii cu atâta vehemență se opun înregistrărilor audio. Adică ce ar avea de ascuns, haideți să-i spunem așa, cu toate că legea ne permite. Noi facem ce trebuie să facem, suntem obligați să o facem. Altfel, dacă noi implementăm astăzi, mâine, poi mâine, o să ne trezim că o să rămânem cu tocul ăsta în mână mult subit. Dacă mi s-ar fi spus și mie 4 ani în urmă, în 2008, când s-a început această implementare, că noi o să avem o jumătate din instanță care utilizează acest sistem la maxim și el deja este ineficient și nu are capacitatea de a acoperi necesitățile, eu tot nu aș fi crezut, probabil, pentru că era ceva destul de fantastic. Or, asta este acum. Da? Deci asta avem și asta nu este puțin. Se poate de lucrat, nu mai trebuie să fie dorință.
Asta e. Realizarea acestei emisiuni este posibilă grație ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite ale Americii pentru dezvoltare internațională în cadrul programului FHI-360, Consolidarea societății civile în Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, Guvernului Statelor Unite ale Americii sau FHI-360. Ați ascultat emisiunea Reporter de Gardă, un produs media realizat în colaborare cu Asociația VIP a jurnaliștilor independenți din Republica Moldova.